cum știi că un text este bine scris? Că aceea este forma cea mai bună? Nu știi. Trebuie să faci un exercițiu permanent, să scrii și să rescrii. Eu sunt unul dintre jurnaliștii care nu a făcut o facultate de jurnalism. A fost asta o piedică? Evident că nu și nu cred că trebuie să fie o piedică. Îți trebuie pasiune pentru jurnalism. Și mai trebuie ceva foarte important, curiozitate, o curiozitate enervantă, dacă vrei, să vrei să afli tot ce te înconjoară, să pui întrebări și să simți nevoia să transmiți mai departe. Până la urmă, produsul final trebuie să ajungă la inimile oamenilor, nu doar să îi informeze. Jurnalismul are reguli fixe, are o arhitectură mereu în schimbare, ca un organism viu și tu trebuie să fii parte din el ca să poți evolua. Pentru orice poveste nespusă există un jurnalist curios, tu poți fi unul dintre ei, sunt Ramona Popa și te aștept la Școala de Media.